de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni, bine ați venit la cafea. Vreau să vă spun că rare ori se întâmplă ca într-o emisiune în provincie să ai posibilitatea să poți să verifici ceva a doua zi după ce se întâmplă acolo unde încă răsoare soarele pentru toată România, adică la București. Ieri, poate pentru nespecialiști, lucrurile nu sunt foarte importante, dar sigur pentru mediul economic lucrurile sunt de o importanță deosebită. Ieri s-a anunțat că bursa de la București, Bursa de Valori București, a trecut de la, a fost reclasificată, ca să folosim un limbaj cât mai aproape de cel al specialiștilor, la statutul de piață de frontieră, la statutul de piață emergentă secundară. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă foarte mult, în limbajul simplu, înseamnă bani care pot să vină în România mult mai ușor decât până acum. De ce spuneam că mă bucur? Pentru că putem vorbi la începutul emisiunii despre aceste lucruri cu omul care este probabil nu numai cel mai în măsură să ne explice, dar este omul care spunea că se vor întâmpla aceste lucruri atunci când toată lumea vorbea doar despre criză, despre faptul că nu sunt bani, că vor fi probleme. Așa că nu-mi rămâne decât să vi-l prezint pe domnul ministru al finanțelor, domnul Florin Câțu, în emisiune la cafeaua de dimineață. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Eu mă bucur, sincer, că putem discuta și acest lucru astăzi, pentru că nu știu în câte locuri ați mai putut merge până acum. Nu, aici am venit de ieri, era programată totuși invitația, dar domnului președinte Mâncos Manciuc, dar îmi pare bine că sunt astăzi aici. Vă mulțumesc că să-l prezentăm și pe domnul Mâncos Manciuc, candidatul PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean, ieri cu domnul ministru Tătaru, astăzi cu domnul ministru Cățu, mă scuzați, și cu un lung șir de oameni care au venit în sprijinul dumneavoastră. Bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit și într-adevăr, așa cum ați spus, poate dumneavoastră nu vă așteptați ca să fie un astfel de număr mare de oameni care să vină în județul Neamț, dar cum a zis domnul ministru, subliniez, au fost vizite programate, dar vizite care au o importanță deosebită pentru că în modul acesta fiecare dintre acești oameni, colegii mei, membri ai Guvernului României și inclusiv primul ministru sau europarlamentari arată un singur lucru, un singur mesaj, că sunt interesați de soarta acestui județ și sunt interesați de destinul oamenilor din acest județ. Dumneavoastră ați atins un punct în deschidere, trecerea României de la un nivel la un alt nivel și pe care domnul ministru l-a detaliat și ieri în întâlnirea cu oamenii de afaceri și o să-l detalieze și astăzi, dar cred că să raportăm puțin într-o formă autohtonă pentru a avea și chiar dacă nu este pe o scară atât de corectă cu o piață emergentă Neamțul, să îl raportăm și la județul Neamț, cred că după 28 și județul acesta ar trebui să fie într-un alt fel de mod de a fi evaluat de piețele financiare sau de piețele economice și sau de administrația centrală guvernamentală. Adică de la piața de frontieră. Sperăm să nu plece de la piața de fructe și legume de aici. Da, domnul ministru, câteva cuvinte despre acest lucru, dacă se poate în termeni cât mai simpli, ca să se înțeleagă exact. Deocamdată sunt doar două societăți care aspiră la posibilitatea de a intra în acest, să-i spunem, program. Banca Transilvania și Nuclear Electrica. Dar drumul este deschis. Da, ideea este că prin această reclasificare, eu am numit-o, pentru România și pentru piața de capital, este similar cu momentul în care România a intrat în Uniunea Europeană. Pentru că în acel moment am avut acces dintr-o dată la o piață foarte mare de desfacere. Imediat perspectivele noastre s-au schimbat. Așa este și aici. Dintr-o dată, piața de capital sau companie din România care
unele sunt listate, altele care vor să se listeze, care vor să meargă să atragă investitori, au mai multe oportunități. Până acum erau, e adevărat, investitorii români, erau și investitori străini care aveau mai multe dificultăți. Nu eram vizibil pe piața internațională. Dintr-o dată, faptul că facem parte din acest indice, FTSE Russell, ne pune pe hartă, iar toți investitorii, la nivel global, cei care sunt interesați de piețe emergente, sunt la un click distanță. Se uită acolo și văd, nu mai este nicio problemă. De ce este important? Pentru că nu trebuie să-și mai facă temele ei singuri. Investitorii nu mai stau să-și facă temele. Au încredere în momentul în care văd această ștampilă pe România, piața emergentă, în acest index, cumpără fără să mai facă analize suplimentare, fără să mai gândească. Da, este, avem încredere. Exact așa se întâmplă și cu companiile românești din Uniunea Europeană. Ești în Uniunea Europeană, da, deja îți dă un anumit statut și poți să mergi mai departe. Pentru România este foarte important, se trece foarte ușor pentru că este un lucru care pare tehnic, dar într-un moment în care ai nevoie de finanțare și până acum companiile se finanțau din sistemul bancar sau din bani proprii sau încercam câteva scheme de la buget, a apărut această formă de finanțare care este cea mai folosită în lume. Și atunci toate companiile, indiferent de unde sunt, și ieri m-am întâlnit cu oameni de afaceri aici în am fost și la Roma și ne-am văzut și aici. Și la Roma și la Piatra Neamț cu oameni de afaceri, da. Și care au nevoie de finanțare. Pentru toată lumea asta este o problemă și este important, vine într-un moment în care pentru noi oarecum l-am anticipat, adică am trecut o lege, o ordonanță urgență, prin care acordăm bonificații companiilor care își cresc capitalul propriu. Multe companii în România au capital negativ, dacă își cresc capitalul propriu și asta înseamnă și prin piața de capital, primesc o bonificație. Și lumea ușor va fi cu această situație. Deci companii în România, inclusiv de aici oameni de afaceri, se pot dezvolta mai ușor, ca să fie mai simplu. Și acum ajung la subiectul pentru care ne-am adunat aici. Să trecem de la, cu analiza de la acest stadiu spre celălalt. Dumneavoastră spuneați de mai multe ori, și pot să vă citesc aproape, PSD-ul trebuie să dispară, pentru că reprezintă un pericol pentru economia României. Pentru sănătatea economică, pentru stabilitate. Și atunci, să ne întoarcem la ceea ce 27 septembrie este un moment în care s-ar putea face un pas, poate decisiv, în direcția aceasta. Și să ne spuneți de ce reprezintă un pericol, și care sunt variantele pe care dumneavoastră le propuneți. Poate în timpul discuției amintim puțin și despre sprijinul acordat firmelor românești în perioada aceasta extrem de grea. Este foarte simplu. PSD trebuie să dispară din mai multe motive, dar ceea ce am găsit noi când am luat guvernarea, în multe țări ar fi fost clasificat ca un atac la subminarea economiei naționale. Pentru că am găsit facturi către companiile private neplătite de ani de zile. Companii private care au fost forțate, unele dintre ele, din păcate, să intre în faliment. Companii private care au fost forțate să ia credite de la bănci pentru că nu își primeau banii de la stat, deși făcuseră servicii respective sau ei își plătiseră partea. Vă dau un exemplu care este dureros pentru că este arată cinismul guvernării socialiste. Decontare pentru concedii medicale. Acolo am găsit un stoc de facturi neplătite de 3 miliarde de lei. Aproape la un an de zile, mi se pare. Exact, la un an de zile, 3 miliarde de lei. Gândiți-vă că erau companii în România care plătiseră banii către angajați, oamenii fusese în concediu medical, antreprenorii au plătit partea, dar nu primiseră decontarea de la buget. 3 miliarde de lei care stăteau și nu vreau să-i plătească. De când am preluat, am plătit acele 3 miliarde de lei și în plus am mai plătit 2,4 miliarde de lei de concedii medicale. La TVA, rambursarea TVA, erau dosare care stăteau de 2 ani de zile, unele 3 ani de zile. Ajunsese un sistem din ăsta foarte complicat. Am plătit după 8 luni de zile mai mult cu 3 miliarde decât au plătit socialiștii în aceeași perioadă în trecut și deși am încasat cu 2 miliarde mai puțin pentru că este o perioadă de criză. Și pot să merg cu exemple, pot să continui. Ceea ce au făcut, vă spun, este un atac la stabilitatea economiei naționale. Luau banii care erau pentru companiile private și îi duceau către buzunarele proprii. Aici aveți un baron local
care a beneficiat de pe urmele guvernării socialiste, prin contracte, tot fel de contracte, și banii care trebuiau să ajungă la companii private, prin decontări ale concediilor medicale, prin plată rambursări TVA, banii către start-up și așa departe, ajungeau în buzunarele acestor baroni locali prin contracte. Aceea trebuie să dispară. Și mai este un motiv pentru care trebuie să dispară. Chiar astăzi, în Parlamentul României, vor din nou să schimbe rectificarea bugetară și să meargă să crească punct de pensie la 40%, deși anul trecut au adoptat în guvern un document care spunea că nici ei nu-și permit așa ceva. Dar nu se pot opri, nu vor să oprească, pentru că nu știu ce în spate, dacă au alte interese din afară, dacă sunt plătiți, sau doar vor să distrugă România. De aceea trebuie să dispară. Iar am venit la astăzi să susțin pe candidatul nostru, pentru că un om cu care am lucrat și în Parlamentul României și avem avut și un proiect de lege împreună care merge exact în direcția asta, de birocratizare. Este un proiect de lege... Asta este o mare plagă, birocratizarea. Exact, excesivă. Și am avut un proiect împreună și știu exact cum gândește. Exact ca un adevărat liberal. Vrea un stat minimal, vrea cât mai puțină intervenția statului, dorește ca antreprenorii să stea pe propriile picioare și cine câștigă, câștigă, cine nu câștigă, nu câștigă, dar pe propriile picioare. Proiectul las pe el să-l prezinte, că eu l-am mai prezentat, dar las pe el să vezi de proiectul. Domnul Cătmanciu, PSD trebuie să dispară, spune domnul ministru Cățu. La noi în Neamț avem o situație specială, o știți dumneavoastră și ați mai amintit-o în emisiuni. Haideți să vedem cum le legăm într-un discurs, într-o prezentare care să folosească din punct de vedere și din punct de vedere electoral. Și din punct de vedere electoral, dar mai ales din punct de vedere economic și social. Pentru că, într-adevăr, fiind într-o campanie electorală, poate cineva ar zice că ceea ce spunem astăzi ar fi doar mesaje de campanie electorală. Dar, domnul Bălănescu, ceea ce spun și ceea ce am spus-o nu doar astăzi și eu și domnul ministru de finanțe și foarte mulți oameni, sunt aspecte care denotă o gândire care nu are nicio legătură nici cu economia de piață, nici cu o dezvoltare economică. Și dacă este să vorbim în termeni în care ar putea fi caracterizați cu o gândire de tip comunist, să știți că și Partidul Comunist a creat societăți economice care au fost aruncate în economia reală și care produceau pentru statul român. Din păcate, această gândire pe care o au unii din membrii PSD, care însă sunt la conducere, este o gândire arhaică, medievală, care are legătură mai mult, cred că, cu ceea ce înseamnă economia bunului plac sau a gândirea unui baron. Și Ionel Arsenie a făcut aceste lucruri cu vârșini de sat. Vedeți, vorbind aici, el s-a lăudat de foarte multe ori că a adus bani în județul Neamț. Dacă este adevărat sau nu, nu vreau eu să fac analize. Dar vă spun un lucru. În momentul în care tu te lauzi că aduci foarte mulți bani guvernamentali într-un județ, clar periclitezi dezvoltarea altor județe. Pentru că un guvern, și aici este ministrul finanțelor, are obligația să aibă o dezvoltare unitară a țării. Adică în momentul în care face alocările bugetare, pentru că alocările bugetare se constituie din sursele de venit care vin prin colectare la bugetul de stat. Guvernul României are obligația să aibă o împărțire echilibrată și cu o gândire de dezvoltare unitară. Lucrurile acestea le pun pe scurt. Nu poți să faci alocări preferențiale unor județe doar pentru că acolo sunt prietenii tăi la conducere și de acolo eventual ți se întoarce la București într-o formă sau alta de la o firmă tainu. Cred că aceste gândiri medievale trebuie să înceteze, pentru că aceste gândiri și cu aceste alocări preferențiale au blocat România. Din această cauză nu avem autostrăzi. Și închipuiți-vă dacă cineva zice că a adus aici nu știu câte sute de milioane de lei sau de euro. La un moment dat am văzut că spunea vreo 150 de milioane de euro. Ce s-ar fi putut face cu 150 de milioane de euro? Ce s-ar fi putut face cu 150 de milioane de euro dacă este să vorbim despre o șosea ocolitoare a unui municipiu, că este Roman sau Piatra Neamț, sau Târgu Neamț, sau ce s-ar fi putut face pentru construcția unei autostrăzi? Dar tristețea și durerea cea mai mare este că oriunde am merge, în orice localitate din județul Neamț, încă găsim drumuri fără asfalt, deci
această gândire în care cineva se laudă că a adus bani, nu are nicio legătură cu realitatea. Găsim încă gospodării case care nu au apă și canal, ceea ce înseamnă că nu sunt racordați la ceea ce înseamnă condiții de viață civilizate la anul 2020 și nu mai vorbim despre gaz. Gazul care încă lipsește cu desăvârșire în foarte multe comunități. De aceea, vorbind acum despre această gândire primitivă pe care o au unii membri PSD, cum este și Ionel Arsene, care nu a făcut nimic altceva decât să blocheze județul, este ușor și foarte bine reflectată și într-o afirmație pe care a făcut-o aseară unul dintre reprezentanții oamenilor de afaceri, care au spus faptul că au fost mărite salariile în sectorul bugetar foarte mult, pe noi ne pune într-o situație să nu avem forță de muncă la dispoziție, acea pe care o avem, să nu putem plăti la nivelul la care câștigă el la stat. Și fără să dăm exemple cu nume, dar putem da. Eram în Târgul Neamț când la un moment dat un patron al unei fabrici de confecții mi-a zis, mi-au plecat două din cele mai bune persoane și s-au dus să angajeze la spital ca asistente. Pentru că acolo câștiga dublu față de cât le puteam da eu. Și am întrebat, cât le dai în salarizare? 3.000 de lei. Acolo câștigă dublu. Plus alte facilități și un timp mult mai ușor. Codul muncii este la fel pentru toată lumea. Problema este că dacă nu adaptăm economia reală și o să-ți lăsăm doar pe bugetul de stat, vom ajunge ca bugetul de stat să nu poată să susține sistemul de pensii, sistemul de alocații, dar mai mult decât atât nu va putea să aibă sistemul de stat bani pentru ceea ce înseamnă dezvoltare economică prin investiții. Investițiile pe care trebuie să le facă statul sunt cele despre care v-am spus tot timpul, investiții în infrastructura mare și investiții în infrastructura de utilități. De aici mai departe va fi rolul privatului să vină și să dezvolte capacități de producție care, dacă vor merge spre export și ceea ce a spus domnul ministru și ceea ce s-a și întâmplat, intrând într-o zonă de economie emergentă, atunci vom aduce capital aici. De aceea și la nivelul acestui județ, lucrurile trebuie schimbate. Dar trebuie schimbate în primul rând nu doar ca om, adică Ionel Arsene să fie schimbat pe data de 27 septembrie, ci și ca mod de a gândi. Județul Neamț are posibilitatea unei dezvoltări economice mari. Faptul că în momentul actual este situat în ultimele locuri, în clasamente, privind absorbție de fonduri europene, privind nivel de trai sau salarizare, în momentul în care facem această analiză, avem și un avantaj pentru că vă oferim investitorilor o zonă de atracție dacă venim și cu un cadru legal predictibil și care se oferă și stabilitate. Lucrul acesta ne-l dorim și lucrul acesta îl vom face prin primul pas, care este simplu, debirocratizare. Și am să punctez și ceea ce a spus domnul ministru, adică proiectul de lege pe care l-am inițiat și care trebuie materializat. Adică, în momentul în care vine cineva pentru un aviz la o instituție a statului, instituția statului se ocupă să-i ofere toate avizele pentru a-l ușura pe acel om de a se plimba de la o altă instituție la o altă instituție pentru a obține toată suma avizelor pe care le trece prin certificat de urbanism. Ghișeul unic este o instituție. În momentul în care a depus că este o primărie, că este un agent economic sau o persoană fizică, o solicitare la Consiliul Județean, Consiliul Județean îi va oferi toate avizele pe care trebuie să le dea. Și DSP, și DSV, și Mediu, și orice altă instituție, că este Inspectorat de Stat în Construcții, sau orice altă instituție. În 30 de zile, practic, oferim cetățeanului posibilitatea să obțină toate avizele, fără ca el să se plimbe prin 100 de locuri. Lucrul acesta putem să-l facem și mai simplu, printr-o simplă solicitare online. Nu trebuie să vină neapărat la un ghișeu. Trimite pentru o solicitare online acest punct pentru a solicita avizul, după 30 de zile, maxim, primește răspunsul. Ceea ce spun eu acum nu este o invenție a mea sau a noastră. Funcționează oriunde în lume. Iar Ilie Bolojan, la Oradea, a făcut acest lucru. Sunt și alți colegi, alți oameni care au făcut acest lucru. Transparentizarea, digitalizarea și debirocratizarea va însemna un câștig de timp pentru fiecare om, va însemna un câștig de bani pentru stat și va însemna o relaxare, inclusiv în mediul privat, care se va simți în creșterea nivelului de trai și în creșterea nivelului de salarizare. Și un confort.
confort, pentru cetățean, exact, și pentru investitor. Pentru că este absurd, și domnul ministru poate să mă confirme aici, ca să faci afacere, vorba dumneavoastră, cu un click, da, și să stai după niște acte sau să te duci în 8 birouri ca să obții un act, exact, în același. Trăim într-o epocă totuși în care lucrurile astea ar trebui să fie mult mai simple. Nu mai discutăm de alte lucruri. Da, domnul ministru, sunt multe lucruri care nu se spun pentru că sunt tehnice. Da. De exemplu, eu, întrucât am și o firmă pe care o conduc, trebuie să urmăresc ce se întâmplă cu codul fiscal. Vă spun cinstit, contabila mea a spus, domnul Bălănescu, sunt peste 800 de modificări de cod fiscal în 3 luni de zi, în 3 ani de zile. Okay. Aproape 1000 au fost făcute, să știți. Deci, nu, ea mi-a spus peste 800. Zice, doamne, nu se mai poate, nu mai pot. Nu mai vorbim. Inflație. Cea mai mare inflație în Uniunea Europeană în perioada PSD-ului, exact, a fost. Exact. De la 0 la 6 aproape. 5,4. Era deflație când au preluat guvernarea. Deci, lucrurile astea poate ar trebui explicate și acum în campanie. Și le explicăm. Am reușit să, într-un an de zile, am promis din primul moment că nu vom umbla la codul fiscal. Singurele modificări pe care au făcut la codul fiscal au fost temporare și au venit toate în beneficiul contribuabilului. Pentru reglarea unor. Exact. Au fost bonificații pe care le-am dat până la finalul anului, acei 10% pentru oamenii, pentru companiile care plătesc la timp impozitele. Au fost amânări până pe 25 octombrie, am ridicat popririle, sunt reeșalonări, executările silite, tot ce ținea de noi am făcut mai simplu anul acesta. Dar am spus și am promis că nu umblăm la codul fiscal, am spus că nu vom crește taxe și nu umblăm la taxe. În ceea ce privește inflația, astăzi este 2,5%, anul trecut pe vremea asta era 4,1%, cu 2 ani în urmă era 4,7%. Noi am redus rata inflației și implicit, bineînțeles, au scăzut și dobânzile. Uitați-vă că dobânzile sunt mult mai mici. În fiecare lună dobânzile au scăzut. Roborul scade în fiecare lună în guvernarea liberală. O să fie cei care plătesc rata. Corect. Și da, moneda națională a fost stabilă tot anul. Mai mult, acele indice pe care ei l-au introdus prin ordonanță, au făcut acele modificări, ordonanță 114, și au introdus un indice nou, i-au păcălit pe oameni. Oamenii au trecut la acel indice care este mult mai mare decât robor. Roborul scade, acel indice nu scade. Și am spus în primul moment că este o păcălare, este o țeapă. Dar PSD-ul așa lucrează. Nu mai spun ordonanță 114. Oamenii nu mai țin minte, dar acolo erau supraacciza la combustibil. Am scos-o. Uitați-vă cât este prețul la combustibil astăzi. Ajunsese 6 lei pe vremea PSD-ului, acum este 4,20 lei litrul. TVA defalcat. Câte probleme a creat TVA defalcat pentru companii? Am scos și TVA defalcat. Contactele part-time. Era supraimpozitat a contactelor. Deci nu munceai, dar plăteai taxe. Am scos și acel lucru. Deci lucruri pe care l-am făcut din primele momente în care am venit la guvernare, pentru că erau împotriva companiilor, împotriva oamenilor, împotriva României. Și l-am eliminat pe toate. Continuăm în același ritm. Și bineînțeles că anul acesta am investit foarte mult, pentru că fără investiții nu puteam să ajungem nicăieri. În anii precedenți, banii de la investiții erau luați și erau duși către fiefurile PSD. Că așa se lucra. La rectificările bugetare se tăia de la transporturi, de la economie, de la educație, de la sănătate. Este prima oară după foarte mulți ani când noi am adăugat bani la fiecare rectificare bugetară și pentru transportul, și pentru economie, și pentru sănătate, și pentru educație. Nu că-ți mai știu când întâlnirile cu oamenii de afaceri, care a fost reacția? În primul și rând... de ce au nevoie? Și ce le propuneți? În primul rând, o reacție pozitivă, determinată de faptul că membru al Guvernului, Ministrul de Finanțe, are timp și își face timp pentru a avea un dialog cu ei. Lucru pe care nu l-au simțit și nu l-au avut nici, au zis, ei într-o guvernare. Al doilea lucru este că au menționat că, deși în județul Neamț a fost un ministru al economiei, că a fost de aici, domnul Andrușcă, nu a avut timp să se întâlnească cu mediul de afaceri. Și au avut ocazia să vadă o diferență de abordare. Și nejignindu-l pe domnul Andrușcă, că nu are nimeni nicio vină, ci modul în care a fost umilit de către Ionel Arsene. Pentru că asta a făcut Ionel Arsene. N-a vrut să aibă un ministru al economiei care să fie ministrul țării. Asta este un adevăr. Al treilea lucru pe care l-au menționat și care îl subliniez și astăzi aici. Prezența unui ministru, că este în cazul de față al finanțelor,
Județul Neamț și în relația cu mediul de afaceri oferă o stabilitate și o abordare corectă pe care și-o doresc pentru investițiile lor. Dialogul a fost unul constructiv, unul în care au înțeles că viitorul, din punctul de vedere al Partidului Național Liberal al nostru, va fi unul predictibil și cu o dezvoltare transparentă a cadrului legal. Și ei au sancționat faptul că au fost luate o serie de măsuri care aveau ins populist și care nu a fost de niciun ajutor pentru economie. Și mai mult decât atât, am subliniat ceea ce o să spun și acum. Prezența domnului ministru al finanțelor în județul Neamț are o însemnătate și o importanță pentru a asigura faptul că cofinanțările pentru proiecte, că vorbim de proiecte europene depuse de către unități administrativ-teritoriale, sau în momentul în care vor fi agenții economici, mediul privat, să acceseze linii de finanțare, vor avea, practic, o debirocratizare și o formă relaxată de evaluare a formelor legale, pentru că interesul nostru este ca mediul privat și banii europeni să fie puși la dispoziția cetățenilor a mediului privat spre o accesare ușoară. Ieri am spus un lucru, pentru că fiind spre final de campanie, am încercat să transmit mesajul care consider că este important să fie bineînțeles. Județul Neamț, în următorii 4 ani de zile, în mandatul meu, va accesa peste 1 miliard de euro din fonduri europene. În 4 ani de zile? Da, în următorii 4 ani de zile. Asta este ținta. Știți că m-ați auzit de fiecare dată cum am structurat ce înseamnă fonduri pentru sănătate, pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea patrimoniului cultural, spiritual, pentru utilități, pentru infrastructură rutieră. Când tragem o linie, vom observa că ne ducem la o cifră care va fi comparabilă cu ceea ce au accesat până acum județele din vest și va fi peste 1 miliard de euro. Iar prezența domnului ministru aici este o garanție că nu vom avea piedici în ceea ce înseamnă cofinanțări, iar formele de evaluare și formele de scriere, analiza proiectelor vor fi relaxate, pentru că și interesul statului român este să acceseze cele 80 de miliarde de euro pe care le-am negociat în relația cu Uniunea Europeană. De aceea, peste 1 miliard de euro în cei 4 ani de zile este un target ambițios dacă ne raportăm la milionul care a fost accesat până acum, dar un target care va fi mai mic decât ne putem da seama de dimensiunea în care putem juca. În următorii 4 ani de zile, 2024-2027, de asemenea, avem planuri pentru a accesa încă 3 miliarde de euro. Cam acolo va însemna puterea de atragere a județului pentru exercițiul financiar 2021-2027. A fost și o întrebare simplă. Cum se va întâmpla acest lucru? Și întrebarea are un răspuns la fel de simplu. Prin scriere de proiecte, pe axe de finanțare care există, pentru dezvoltarea transportului, că vorbim de urban, rutier, feroviar, pentru dezvoltarea cadrului cultural, sănătate, pentru utilități sau pentru tot ce înseamnă debirocratizare, digitalizare. Scriere de proiecte de către oameni bine pregătiți, care nu au decât un singur deziderat. Fondurile europene să fie în beneficiul cetățeanului. Să fie cheltuite și trebuie să fie făcute pe proiecte care chiar să folosească, nu să facem proiecte care să n-apui să le interconectez cu restul lucrurilor. Vă spun și dumneavoastră, cum am spus-o și ieri, nu vreau să am bătaie de cap. Nu mă interesează să am muncă și probleme mai multe decât avem în momentul de față noi ca și comunitate. Fondurile europene și proiectele vor fi pentru oameni și pentru situații reale de care județul are nevoie. Pentru a promova cu adevărat județul. Că vorbim de cheile bicazului, că vorbim de patrimoniu cultural, spiritual, mănăstirile, că vorbim de Casa Fogaș, Casa Creangă, Festivalul Celibidache. Toate aceste subiecte sunt surse de promovare a județului, dar în același timp obiective finanțabile prin fonduri europene. De aceea nu trebuie să ai multă înțelepciune.
pentru a accesa aceste fonduri. Însă trebuie să ai clar o voință și o ambiție de a merge pe un singur drum înainte. Ăla, dar nu te atinge de ce nu e al tău. Da, domnul Cosmanciuc, ca și în emisiunea de ieri, trebuie să facem la un moment dat o rocadă. Înainte exact. De a face această rocadă, vreau ca dumneavoastră, în calitate de președinte PNL Neamț și candidat la Consiliul Județean, să spuneți câteva cuvinte despre cel care vă va lua locul pe scaun, sigur, Andrei că da. Carabelea, pentru că așa este frumos, este una din ultimele emisiuni electorale pe care le avem aici la cafeaua de dimineață și după aceea un mesaj pentru cei care ne urmăresc. Sigur că da. Am să spun ceea ce este real și simplu. Andrei Carabelea a crescut foarte mult în ultima perioadă. În această campanie electorală, care poate încă nu l-a epuizat pentru că mai are câteva zile, a avut ocazia să vadă dimensiunea administrativă cu totul altfel decât a fost până acum. Și a avut ocazia să vadă cum este cu adevărat județul Neamț și municipiul Piatra Neamț. Adică rămas în urmă. Și făzând lucrurile astea, eu am convingerea, pentru că am văzut lucrul acesta, că are și puterea să facă față. Bunul simț care îl caracterizează va fi completat de o ambiție a lui de a poziționa Neamțul și Piatra Neamț pe hartă. De aceea mi-am oferit și are sprijinul total ca municipiul Piatra Neamț și zona metropolitană să fie parte componentă și integrată a strategiei de dezvoltare a județului Neamț. El va fi primarul care nu va face pe nimeni de rușine și va fi primarul care va avea măsura bunului simț în primul rând și măsura faptelor bine făcute. Sunt convins că are capacitatea să dezvolte această urbe și sunt convins că împreună cu mine și cu toată echipa pe care o avem în Partidul Național Liberal vom porni pe un drum în care respectul și bunăstarea să fie simțite de către cetățeni, dar fără a le pune opulent în față ca o emblemă că noi v-am făcut aceste lucruri. Pentru că așa această sintagmă sau acest mod de a scoate ochii cuiva este tributar trecutului. Lucrurile acestea se vor opri. Andrei Carabelea este un om de viitor, ca și toți colegii mei care candidează la primării în județul Neamț. Sunt oameni tineri. Sunt oameni care pornesc pe un drum în care își sacrifică mulți dintre ei afacerile, adică și le lasă, și intră pe un drum pentru a servi comunitățile. La fel ca Andrei Carabelea sunt foarte mulți tineri. Că vorbim de la Diaconul la Mărgine, că vorbim de Alexandru Machedon la Tazlou, că vorbim la Pângărați, la de Petronel Mancaș, sau oriunde în altă parte în acest județ, sunt oameni care au bun simț și au putere să fie primari adevărați, iar împreună cu mine să facem un Neamț dezvoltat. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Până când se face schimbarea, mai stăm de vorbă un pic cu domnul ministru, pentru că nu întotdeauna îl prindem într-o emisiune la Piatra Neamț. Domnul ministru, vorbeați despre firme, de nevoia de capitalizare a firmelor. Iată că, bănuiesc că, chiar dacă e pe Ministerul condus de domnul Popescu, da? Ministerul Economiei, da. Vin 1 miliard de euro pentru IMM-uri. Ce înseamnă asta pentru viața societății economice românești? În primul rând vreau să spun că la rectificarea bugetară s-au alocat resurse locale, pentru că vor fi decontate de la Comisia Europeană. Deci s-au alocat resurse locale pentru ca acest program să fie demarat. Deci am avut grijă să aloc aceste resurse. Înseamnă foarte mult. V-am spus că știm că în România capitalul nu este la tot pasul, nu găsești la tot pasul. Ca să-ți capitalizezi o firmă, să faci injecții de capital, să ai capital de lucru, e mai complicat decât în alte țări și de aceea acest program vine și va susține foarte multe companii pentru a se dezvolta într-o perioadă dificilă. Ce mă bucură pe mine este faptul că atât la IMM Invest cât și la acest program văd un interes foarte mare. Și asta mi-arată clar că antreprenorii români au idei, știu să se descurce și chiar într-o perioadă de criză
văd soluții. Pentru că dacă n-ar fi văzut soluții, nu s-ar fi înhămat la așa și ceva. Și permiteți, încep să aibă încredere. Și încep să... Asta este un lucru foarte important. Cred că este, și îmi pare bine că mi-ați spus acest lucru, pentru că lansarea programului economic al guvernului, am spus acest lucru. Dacă am câștigat ceva în această perioadă, a fost încrederea. Încrederea în plan local a oamenilor de afaceri, a cetățenilor, dar și încrederea la nivel internațional. Comisia Europeană, avem 80 de miliarde de euro pentru România alocați, cea mai mare sumă alocată vreodată. Avem încrederea investitorilor străini care ne finanțează, deși avem un deficit mai mare. Deci acest lucru, cred că dacă aș face așa o sinteză, am reușit prin măsurile pe care le-am luat, prin faptul că am fost precauți, am fost responsabili cu banul public, să câștigăm încrederea oamenilor de afaceri și a cetățenilor. Că știm să gestionăm chiar într-o perioadă îngrozitor de dificilă această economie. Și se vede. Da, știți, încrederea aceasta se câștigă câteodată chiar prin măsuri care pot fi nepopulare. Bineînțeles. Pentru că omul de afaceri gândește până la urmă simplu. Păi zice, dacă aruncăm cu banii într-un loc, exact, e clar că nu vor mai fi bani în economie. Și atunci sunt niște paradoxuri, dar care ele pe plan economic se înțeleg foarte, foarte simplu. A venit în emisiunea Andrei Carabelea și pentru că am încheiat cu o prezentare a dânsului de către domnul Cosmanciuc, o să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți câteva cuvinte despre acești tineri care intră în luptă. Tineri care până acum poate n-au știut ce înseamnă politica, dar s-au lovit de administrație. Și ce părere aveți despre domnul Carabela, că a stat de vorbă? Andrei, știm deja. Da, Andrei, și avem și prieteni comuni. Să intri în politică, să știți că este un pas important. Eu am făcut pasul ăsta acum 4 ani de zile. Am intrat direct în Partidul Național Liberal și de pe margine pare un lucru ușor. Dar nu este așa ușor. Pentru că politica nu este doar despre a fi la televizor și să vorbești și să îți dai cu părerea. Sunt foarte multe lucruri în spate și se vede cine face politica adevărat. Se văd administrațiile liberale în România versus administrațiile socialiste. Se vede Oradea, se vede Arad, se vede Cluj, se vede Timișoara versus dacă mergem sudul României și luăm Dolj, Olt, Alexandria și venim aici în partea neamț. Spunea domnul Cosmanciuc de locurile, din păcate, codașe, unde se evidențiază județul pentru venituri, pentru investiții, pentru investitori și tot felul de alte lucruri. Asta pentru că s-au creat aceste administrații de vătafi, sistemul acela bizantin. Neprietenoase. Exact. Neprietenoase care nu atrag cu investitorii. Și atunci investitorii se duc, bineînțeles, acolo unde găsesc un mediu propice în care se dezvoltă. Ei, Andrei vine dintr-o altă lume. Vine din lumea mea, lumea a noi, nouă generație de politicieni. Nu o să fie ușor. Mai ales aici. Nu o să fie ușor. Vă spun că și mandatul nostru în Parlamentul acesta a fost foarte greu pentru că am intrat cu o majoritate toxică care încă încearcă să distrugă România. Dar am încredere. Va reuși, și vă spun că va reuși și echipa liberală de aici, este o echipă câștigătoare, oameni buni, oameni care au experiență și în Parlamentul României, dar și în administrație publică, și alături de ei sigur că va face o treabă foarte bună și abia aștept să fiu rechemat, să văd rezultatele peste un an sau doi. Și aștept să vă exact. Într-o emisiune, să putem discuta mai mult despre cum a evoluat economia. Asta este cel mai important, să vedem cum au evoluat lucrurile, pentru că știm, lumea uită, dar de asta am și vrut să aduc aminte cum am preluat noi România. De asta am și insistat. Cum am preluat România și câte lucruri ar trebui să facem ca să ținem totuși lucrurile sub control. Normal că nu am reușit să eliminăm toate norocirile făcute de socialiști în ultimii 3 ani de zile, dar am reușit să stopăm ceea ce făceau negativ în economie și ordonanța 114, aș vrea să o aduc din nou aminte, care a aruncat în aer tot sectorul privat și taxat tot sectorul privat, a fost primul lucru pe care l-am eliminat. Andrei Carabelea, bună dimineața. Bună dimineața, bine ai venit, ai revenit în studio. Andrei, după tot ce a spus domnul ministru, se prefigurează o imagine a unui mandat viitor în care există premize pentru schimbare. De la ce pleci și spre ce te îndrepți din acest punct de vedere? Bună dimineața! Bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. Sunt foarte bucuros să
fiu alături de domnul Florin Cățu, ministrul Finanțelor, și să mă aflu pe locul pe care adineori a stat colegul și prietenul meu, domnul Mugur Cosmanciuc, un om care, fără de a cărui susținere, e greu de crezut că ar fi ajuns un tânăr să acceadă pe această funcție de, și nu orice tânăr, ci un tânăr implicat. Deci a făcut o alegere pe care o consider foarte inspirată și aș vrea să mă revanșez pentru descrierea foarte frumoasă pe care mi-a făcut-o adineori, pentru că, dincolo de bunele mele intenții, buna credință, bunul simț și alte lucruri cu care m-a caracterizat domnul Cosmanciuc, a fost nevoie și de a-i sta cumva alături, pentru că are un stil de leadership care m-a inspirat și mă inspiră zi de zi. Andrei, întrucât domnul ministru trebuie să retragă la și 15 minute, o să-l rog pe final să facă o încheiere a acestei prezențe în emisiune și noi rămânem și continuăm discuția, pentru că sunt lucruri care nu pot fi ocolite. Da, am o altă intervenție, din păcate, programată, dar ce vreau să spun este că în această campanie și, de fapt, în toate campaniile am mers prin țară și se vede această diferență. Scopul nostru este și o viziunea liberală este să aducem toți românii, să ducem pe toți înainte. Toate măsurile pe care le-am luat au fost pentru toți românii. Noi nu discriminăm. Măsurile liberale sunt măsuri care ajută pe toți. De aceea am spus, pe noi ne interesează un sistem fiscal cu taxe mici, puține, dar să plătească toată lumea. Să nu mai creăm aceste discrepanțe. Fondurile, investițiile care merg în România se meargă peste tot. Deci să nu fie anumite zone. Trebuie să eliminăm acest lucru. Și s-a văzut și clar în modul în care am alocat bugetele. Aș vrea să vă dau un exemplu spre final. Startup Nation este un program pe care eu nu l-am susținut pentru că nu prin acest mod dezvolți afacere. Totuși, este un program în care oamenii au avut încredere, și-au luat credite și așa mai departe. A fost nefinanțat ani de zile de PSD. Am alocat resursele. S-a vorbit mult despre el, dar nu s-a finanțat. Anul trecut, vă dau exemplu, la începutul anului au alocat 283 de milioane de lei. În timpul anului au luat banii, au dat către alte proiecte, cum au ei. Trebuiau să dea către un primar și așa mai departe. Ajungeau și la Arsene și la alții. Au lăsat acei oameni fără bani. Când am venit la guvernare, erau doar 50 de milioane de lei în cont, nu plătiseră niciun leu până în noiembrie. Noi de atunci am plătit deja 610 milioane de lei și vom continua să plătim. Asta înseamnă, plătim facturile către sectorul privat. Nu vrem să discriminăm pe nimeni. Nu este vina sectorului privat că acei oameni au furat și au distrus România. Și în continuare vom face totul pentru toți românii. Noi nu discriminăm. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Eu vreau să fac doar un singur amendament la ce a spus noastră. Îmi doresc ca statul să devină un administrator, nu un supraveghetor feroce a afacerilor. Vă mulțumesc, vă doresc mult succes. Mă bucur că am avut ocazia să fim împreună. Andrei Caravelea, continuăm. Continuăm. Continuăm și continuăm pe aceeași temă, pentru că ar fi păcat să nu valorificăm cele discutate înainte. Te rog. Bineînțeles. Am să-mi duc ideea până la capăt, legat de domnul Cosmanciuc, care va fi un președinte de Consiliul Județean Neamț, cum nu a avut Neamțul. Pentru că este un om onest, care își respectă cuvântul. Și am avut ocazia să descoper asta, lună de lună, și ce m-a fascinat, ce mi-a plăcut cel mai tare, a fost faptul că are o memorie remarcabilă și nu își uită niciodată angajamentele proprii. Asta este o confirmare și din acest motiv încurajez pe toți nemțenii să aibă încredere și să înțeleagă nevoia de a pune în fruntea Consiliului Județean Neamț, în sfârșit, un om educat, un om cinstit, un om care are viziune de dezvoltare. Acum revin la întrebarea dumneavoastră și vă rog să mă iertați că am făcut această introducere, dar consider că este și legată de capacitatea, dorința și proiectele mele de a contribui și de a stimula dezvoltarea economică a orașului, a zonei metropolitane și implicit a județului Neamț. Pentru că, dincolo de proiectele de dezvoltare sau în spatele proiectelor de dezvoltare, sunt oameni. Trebuie să avem o echipă care să înțeleagă această viziune, să-și o însușească, să-și o asume și să se apuce de treabă. De aceea am vorbit în acești termeni despre colegul meu, Mugur Cosmanciuc, și despre colegii din echipa liberală. Andrei, dezvoltarea asta. Municipiului Piatra Neamț, a zonei metropolitane, pentru a fi
un obiectiv realizabil și sustenabil trebuie să pornească de la potențialul autohton, de la stimularea potențialului autohton. Și ca să înțelegeți mai bine despre ce este vorba, am să vă dau câteva informații care alcătuiesc de fapt raportul real de activitate al celor care au condus până acum județul și municipiul Piatra Neamț. În ultimii 4 ani, numărul companiilor nemțene a scăzut cu 15%. Și în momentul de față avem 9700 de companii, de firme înregistrate în Neamț. În ultimii 4 ani, numărul angajaților din Neamț a scăzut cu tot 15%. 7500 de oameni și-au pierdut locurile de muncă sau au renunțat la locurile de muncă în Neamț din cauza unui context. Oare să fie coincidențe? Și mai este un lucru. Deci în momentul de față avem 46.000 de angajați în Neamț. Știți care sunt cele mai prospere companii ale Neamțului? Care? Fix cele două care au legături cu baronul. Dați-mi voie să... Vă rog. Deci, avem Aquapark și Danlin și am să vă dau imediat și niște cifre ca să vedeți care este dimensiunea creșterii pe care l-au avut cele două companii. În 2015, da, la finalul anului, Danlin a raportat o cifră de afaceri de 70 de milioane de lei. În 2019, la finalul anului trecut, 215 milioane de lei. Deci de 3 ori mai mult. Iar Aquaparkul a crescut de la 29 de milioane de lei în 2015 la 264, aproape de 10 ori. Cum se poate întâmpla așa ceva? Și eu mă întreb. În aceste săptămâni mi-au scris, am și eu fine, am și eu cu mătrii, și mi-au scris în fiecare seară mesaje de încurajare, de susținere, de simpatie, de abordări pe care ar trebui să le am în vedere, sugestii, sfaturi, ca oameni care îmi urmăresc munca și îmi țin într-adevăr pumnii strânși. Și cu siguranță îmi voi scrie și după data de 28 septembrie și poate când vom avea timp ne vom și vedea. Dar relația va rămâne una firească. Eu sunt convins că oamenii aceștia nu vor veni vreodată la mine să-mi ceară favoruri sau să aștepte de la mine ceva care nu s-ar cuveni. Și vor face asta în primul rând pentru că sunt oameni cinstiți, deci nu vor apela la astfel de practici și rugăminți pentru că sunt oameni cinstiți și corecți. Și în al doilea rând, pentru că știu că nici nu ar avea vreun sens să fac așa ceva. Cum este posibil să lași cu atâta rea voință un județ în sărăcie și în subdezvoltare, preocupându-te doar de buzunarele cumătrilor? Cum este posibil să folosești firmele respective ca printr-un șantaj să ții paralizată o zonă întreagă a județului, că mă întreba zilele trecute cineva despre DN15. Este clar ce se întâmplă acolo. Cineva a zis, băi, hai să-i facem pe ăștia și să dăm vina pe PNL, că de asta nu se întâmplă drumul respectiv. Bun, am să revin la Piatra Neamț. Pentru că, în primul rând, este vorba despre o administrație care să nu încurce. Și asta am aflat-o din discuțiile pe care le-am avut cu antreprenorii 1-1 și din discuțiile pe care le-am avut zilele trecute cu antreprenorii din zona municipiului Piatra Neamț. Mi se pare destul de trist ca aceasta să fie principala așteptare a oamenilor de afaceri, a celor care produc, care țin economia, care țin încă oamenii la muncă în județul Neamț, să-și dorească: băi, noi ne descurcăm, dar măcar să nu ne încurcați. Și atunci eu mă întreb, cum ar fi ca oamenii aceștia să aibă într-adevăr niște așteptări pertinente, niște așteptări absolut normale de la o administrație suplă, simplă, transparentă, care să răspundă prompt, care să nu pună oamenii pe drumuri, care să nu pună oamenii să aștepte să caute locul de parcare la primărie și să vină cu dosare, cu teancuri întregi de hârtii,
azi n-ai avizul cu tare, astăzi n-ai hârtia cu tare, întoarce-te mâine că astăzi n-am timp, acum îmi beau cafeaua. Astea sunt lucruri care se pot corecta atât de simplu. Voi fi primarul care va dărâma aceste ziduri create și întreținute ani la rând între funcționari și oameni, între funcționari și companii. Și acest lucru se realizează printr-un pas extrem de simplu. Un pas care deja s-a început anul acesta pentru că ne-a forțat cumva contextul pandemic. Foarte multe, dacă până acum nu se putea accepta mail-urile și corespondența pe mail nu era ceva utilizat sau acceptat ca procedură formală în general în administrație, anul acesta lucrurile au început să funcționeze și în acest fel. Dar văd funcționarea primăriei într-un mod transparent, deschis, simplu, prin accesarea unui portal, a unui site sau unei aplicații prin care să se realizeze toate serviciile oferite de primărie. Pe de o parte pentru cetățeni, pentru oameni, pentru contribuabili, pe de altă parte pentru companii. Și mă întreb cum ar fi ca un antreprenor să intre pe site-ul primăriei, să treacă cuiul acolo și să afle care sunt obligațiile de plată la bugetul local și să aibă un buton plătește acolo. Ar fi sfânta normalitate. Vedeți, asta ar fi o normalitate și asta ar fi o așteptare pe care eu o văd obligatorie în acest secol. Suntem în anul în care lumea o ia înainte. Toate orașele civilizate se pregătesc pentru o revoluție, a patra revoluție tehnologică. Iar noi n-avem utilități în toate cartierele municipiului orașului. N-avem apă, n-avem canal, n-avem gaz. Văleni, Speranța și multe alte ulițe, că încă mai avem ulițe în Piatra Neamț. Prin urmare, dezvoltarea economică pornește de la asigura în toată zona metropolitană, pentru că nu vorbim doar despre niște granițe ale orașului, vorbim despre toți cetățenii care vin în Piatra Neamț în mod curent, în mod frecvent. De la Costișa până la Bicaz, de la Tazlău până la Târgu Neamț. Da. Asfalt și utilități pentru toți antreprenorii, pentru toți operatorii economici în județul Neamț. Este inadmisibil să dureze 10 ore drumul, 10 minute drumul, din cauza gropilor, de exemplu, de la Săvinești la strada principală. Drumul acela e unul pe care trebuie să mergi cu a întâia, maxim a doua, pentru a nu-ți distruge mașina în fiecare zi. Și suntem încă mulțumiți că nu trebuie să mergem în marșalier. Cădem în multe lucruri, mergem în marșalier, în multe domenii, bun, în păcate. Deci, utilități și asfalt pentru toți antreprenorii, pentru că trebuie să le asigurăm un mijloc și un mod cât mai operativ de funcționare. Este obligația administrațiilor locale și județene să găsească soluții pentru așa ceva. Preocupările celor care au administrat până acum orașul și județul au fost evident altele și nu asigurarea acestor funcționalități și facilități la care oamenii și antreprenorii și companiile au dreptul. Dar cum ar fi să reușești să accesezi și alte servicii prin intermediul digitalizării? Și pentru a face acest lucru posibil, îmi asum că vom avea în primăria Piatra Neamț un arhitect digital care să gândească strategic și să facă site-ul primăriei mult mai suplu și să ofere într-un proces cât mai simplu, cât mai transparent, cât mai coerent și care să ajute oamenii să înțeleagă cât mai rapid toate funcțiile pe care o primărie le poate asigura la ghișeu, să le aibă și pe telefonul mobil. Trăim în epoca în care trebuie să gândim astfel. Și imaginați-vă cum ar fi prin acest sistem de funcționare a primăriei să reușim să încurajăm tinerii să rămână în oraș. Pentru că dacă tinerii ne pleacă, așa cum se întâmplă astăzi, în Piatra Neamț sunt anual 1300-1400 de absolvenți. Marea lor majoritate pleacă la studii în afară.
ce se întâmplă cu forța noastră de muncă. O altă plângere și o altă durere a antreprenorilor este faptul că nu au forță de muncă, le pleacă angajații. Nivelul de salarizare din Piatra Neamț și din județul Neamț este unul dintre cele mai mici din țară. Acesta este o altă realitate care face parte din raportul real de activitate al președintelui Consiliului Județean Neamț și al fostului primar. Andrei, pe final, mai avem 3 minute. Tabloul pe care îl arăți tu este un tablou al normalității. Ca să ajungi la acel punct, trebuie făcute lucruri aparent complicate, în realitate ele sunt foarte simple. Dar haide să depășim nivelul acesta, pentru că așa este, avem cartiere neîngrijite, avem spații verzi neîngrijite, din păcate. Nu avem utilități, sunt probleme cu apa, cu transportul, sunt probleme de tot felul cu serviciile către populație. Hai să considerăm că aceste lucruri care sunt, ar trebui să fie normale, sunt realizate. Ce proiecte majore vezi spre viitor în ultimele 3 minute din emisiune? În primul rând, pentru a asigura o mult mai bună pregătire a forței de muncă și mai bună reținere a tinerilor în Piatra Neamț, o școală duală, un program de învățământ dual care să stimuleze tinerii să intre în colaborare directă cu companiile care au nevoie de forță de muncă. Contractuale care trebuie respectate. Bineînțeles. Că aici este o mare problemă. Bineînțeles. Despre asta este vorba. Pentru că un tânăr care începe să lucreze și să-și facă practic ucenicia în cadrul unei companii, va rămâne în acea companie să lucreze pentru că acea companie îl întreține practic în timpul studiilor. În al doilea rând, programe de ajutoare de stat locale, de la, să zicem, ajutoare de stat de minimis, cum ar fi locale, care înseamnă facilități și scutiri de la impozitul și de la impozitele și taxele locale pentru companiile care realizează investiții sau extinderi în valoare de minim 200.000 de euro și care angajează minim 5, care înființează minim 5 locuri de muncă noi. Cum ar fi? Și până acum chiar niciodată nu s-a întâmplat în Piatra Neamț, chiar îmi spunea un antreprenor că primăria nu le-a oferit măcar vreodată o scutire de 10 lei, dar apoi să vină cu o propunere de acest gen. Cum ar fi să fii încurajat să dezvolți afacerea, să-ți dezvolți afacerea și să ți se mulțumească pentru asta? Mi se pare un lucru absolut firesc, dar nu s-a întâmplat. Și este posibil, pentru că codul fiscal, am discutat și cu domnul ministru aspectele acestea, sunt permise de lege, ele trebuie doar armonizate și corelate cu anumite să fie avizat de Consiliul Concurenței și, bineînțeles, aprobat de Consiliul, prin hotărâre de Consiliul Local. Sunt multe lucruri care trebuie să le facem pentru mediul antreprenorial. Un alt lucru foarte important este să le oferim tinerilor posibilitatea de a-și pune în valoare creativitatea și energia prin programe de stimulare a potențialului antreprenorial, prin programe de sprijin. Și avem Rubik Hub în Piatra Neamț, care își face foarte bine treaba și are programe de educație pentru tineri, care să-i ajute să înțeleagă ce înseamnă o afacere, cum o crești, cum îți validezi ideile, cum lucrezi în echipă. Lucrurile acestea sunt lucruri care au nevoie de viziune și, așa cum spunea domnul Cosmanciuc, voință. Avem această voință, avem această putere pentru că este vorba de o echipă care este gata să fie pusă la treabă și are în spate un plan de acțiune care va fi implementat. Și avem și surse de finanțare pentru asta. Spunea domnul președinte de 1 miliard de euro atrași în județul Neamț în următorii 4 ani. Pe întreaga zona metropolitană, eu mi-asum că în următorii 4 ani vom absorbi, și nu vom scrie doar proiecte, vom absorbi 250 de milioane de euro. Avem datoria de a încerca și de a face tot ce ne stă în putință să atenuăm din decalajele, din decalajul masiv, mare, pe care îl avem față de orașele civilizate ale țării, față de orașele acolo unde administrația liberală performantă a confirmat că se poate. Eu zic că se poate și la Piatra, se poate și la Neamț. Să încheiem discuția cu Andrei Calabela cu acest
cu acest lucru pozitiv, se poate și la Piatra Neamț, se poate și în Neamț. Îți mulțumim pentru participare și probabil că ne vom mai vedea până vineri la închiderea campaniei. Aproape, cu siguranță. Eu vă mulțumesc mult pentru această, pentru acest început de zi plină și cu și foarte multe mulțumim. Activități. Oameni buni, vreau să vă spun că deoarece avem următorii invitați tot de la PNL, vom face o trecere din mers, nu vom mai face pauză. După Mugur Cosmanciuc, Andrei Carabelea și în ultimul rând și nu în ultimul rând ministrul Florin Câțu, iată că data aceasta mergem spre candidatul tânăr al unei comune din județul Neamț. Am amintit de Mugur Cosmanciuc în enumerarea pe care a făcut-o înainte. Este vorba despre domnul Vlad Diaconu, de la candidatul PNL pentru funcția de primar al comunei Mărgineni. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Vlad Diaconu, unul dintre tinerii care a intrat în politică pe mâna PNL-ului, sau PNL-ul a intrat pe mâna lui Vlad Diaconu în Mărgineni, nu a venit singur. Da. A venit cu un susținător pe care cei mai mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, pentru că a îndeplinit mai multe funcții publice, a lucrat și în domeniul, să spunem așa, apropiat de cel al domnului Câțu și a lucrat și în administrația publică. Domnul Mihai Arhip, fost prefect de Neamț, unul dintre oamenii cu care întotdeauna a fost o plăcere să porți un dialog nu numai în campanie electorală, sau în special nu numai în campanie electorală. Bună ziua, domnul Mihai, bine ați venit! Bună ziua, domnul Valentin Bălănescu, bună ziua telespectatorilor dumneavoastră. Mă bucur că ați venit. Și mulțumesc de invitație. Îi mulțumesc în primul rând lui Vlad, care v-a luat ca pe un preloc câștigător astăzi. Sau nu știu cum să spun. Doamne ajută, sper să nu spargem consoane pe aici, cum da. Am văzut de una într-o emisiune a dumneavoastră. Da. Haideți să vedem ce se întâmplă la Mărgineni și de ce este nevoie, din punctul dumneavoastră de vedere, de o schimbare. Și în ce măsură Vlad reprezintă persoana potrivită pentru acest lucru. Să-i dăm cuvântul lui Vlad prima dată să ne spună ce se întâmplă acolo și de ce este nevoie de o schimbare, după aceea ne spuneți dumneavoastră de ce este o persoană potrivită. La Mărgineni este nevoie de o schimbare pentru că în ultimii 6 ani de zile nu s-a mișcat nimic, nu s-a adus un euro european, nici a fost un singur proiect, de fapt ceva cu Iluminatul, făcut acum vreo 5 ani de zile, dar în rest utilități nu avem și nici un proiect în derulare măcar sau depus nu este, doar studii de fezabilitate plătite an de an și seminta legătorii de fiecare dată. Am plătit studiul, gata, facem proiectul, ne mai alegeți 4 ani și atât. Nu, comportamentul celor din primărie cu tot ce înseamnă cetățean din comuna Mărgineni este unul josnic din punctul meu de vedere, de pe vremea comuniștilor și nu... Orice cetățean care merge la primăria Mărgineni, întotdeauna îi se spune nu, prima oară. Ca să, dacă are nevoie de o adeverință, spune, domnule, nu se poate. Dar de ce nu se poate? Păi, dar trebuie să mă votez. Sau trebuie să te duci la nu știu ce instituție să mai aduci încă o hârtie. Întotdeauna ocolim chestia simplă. Așa? Și, încă o dată zic, nu este niciun plan de dezvoltare a comunei Mărgineni. Deci nu există, spuneți dumneavoastră, un plan de dezvoltare. Nu există. Sunteți un om care sunteți implicat nu numai ca politician în Mărgineni acum. Exact. Deci dumneavoastră aveți și afaceri, din câte știu. Da, am o fermă de animale la Mărgineni. Așa, am făcut acum 4 ani de zile. De aici cumva a și pornit implicarea mea în viața comunei Mărgineni. Am înțeles. Domnul Arhip, aveți cuvântul. De ce aveți încredere în Vlad? Eu am încredere în Vlad, pentru că trebuie să avem încredere în tinerii care vin în urma noastră. Și este un tânăr, cum vedeți și dumneavoastră, plăcut, este familist, are 2 copii și
a intrat și el în politică, urmare unor frustrări, cum se întâmplă și cum s-a mai întâmplat și la alții, dar au demonstrat pe măsură ce au purces la treabă într-o funcție sau alta, că fac lucruri importante și benefice comunităților. Având în vedere că el deja a trecut prin niște furci caudine până să ajungă la funcția asta și îi doresc din tot sufletul, el este și un îndemn pentru alți tineri să se implice, să-și facă afaceri și să rămână în țară, să rămână în județ, pentru că și mai e un lucru. Arată și patriotism, dacă vreți. Citeam zilele trecute, sau nu zilele trecute, cred că mai demult am citit de niște tineri de-ai noștri, olimpici chiar, care ajunși în străinătate undeva, s-au dezis de locurile natale, de românism, de originile. Iar un tânăr ca Vlad arată că nu trebuie să... Trebuie să ne înrădăcinăm aici, să ne păstrăm fibra noastră românească, fibra noastră creștină și este un bun exemplu și pentru... Eu am spus de mai multe ori, fiecare om care face o afacere în România și dă măcar 2 salarii, 3 salarii, este un erou în momentul acesta, pentru că este extrem de greu să duci lucrurile înainte. Și dumneavoastră știți foarte bine lucrul acesta. Pentru că ați fost implicat pe de o parte, cât ați lucrat în domeniul acela la finanțelor, ați fost implicat în aceste lucruri. După aceea, ca prefect, ați văzut cum se desfășoară lucrurile și spun că toți acești oameni, și cu atât mai mult acești tineri, merită apreciați pentru implicare. Absolut. Și acum cred că este un teren prielnic. S-au mai rarefiat un pic piedicile care se pun, spre exemplu, în atragerea fondurilor europene. Înainte, când veneau să verifice pe cei care implementau anumite proiecte, parcă vroiau să găsească ceva. Spun asta din experiență proprie. Deși am trecut prin funcțiile pe care am trecut, m-am împiedicat și eu de ele în atragerea unor resurse europene. Adică nu vin să te ajute, exact, să iei... Vin parcă să demonstreze că așa veneau. Da. Acum au target. Câte proiecte au adus, au implementat, au finanțat instituțiile cele care sunt abilitate să... Nu așa e normal, așa... Așa este normal, da. Deci acum se dau și avansuri. Deci e un moment prielnic, ar trebui lumea, dar deja cred că încep să se miște lucrurile. Până acum a fost un blocaj, o teamă, dar acum cred că își vor da drumul și oamenii vor înțelege că se schimbă un pic optica și nu mai se vor putea accesa fonduri europene. Și dacă economia merge și prin sine însăși se poate dezvolta tinerii, cum este Vlad, care... Mi-aduce aminte de sloganul PNL, prin noi înșine. Prin noi înșine, da. Prin noi înșine, un slogan care a fost de mare succes în perioada interbelică. Vlad, vorbește-ne un pic despre echipă și proiecte. Da, am format o echipă în mare parte de tineri, o parte cu studii superioare, o parte cu studii medii, că e normal să iei din toate zonele, care ne dorim această mare schimbare în comuna noastră, care de 30 de ani, aceeași conducere de stânga a avut-o. Și muncim zilnic de un an jumate, chiar de când, efectiv de când ne-am implicat, n-am așteptat doar campania electorală, am făcut tot felul de acțiuni. Și eu zic că vom colege și roadele pe data 27 septembrie. Despre proiecte, cel mai important proiect la ora actuală pentru Comuna Mărgineni este alimentarea cu apă, pentru că o mare parte din satul Mărgineni, chiar satul nou, este fără apă, cel puțin anul ăsta, care a fost o secetă pedologică cruntă, cum n-a fost de 70-80 de ani.
nu au apă în fântâni. Deci efectiv au secat fântâni la propriu, da. Așa, și se duc, adică suntem ca nevul mediu, vin cu cisterna și le dau 200 de litri de apă, deci la modul ăsta. Și este cel mai important și necesar proiect la ora actuală pentru satul Mărgineni. Și avem două posibilități acolo de alimentare cu apa comunei. Una, ori cu compania județeană de apă să extindă rețeaua. Bine, acces în fonduri europene, că ei nu au bani pentru investit. Abia au... pe nou proiect de extindere. Exact. Așa, sau forarea unui poț până în apa fluvială, 250-300 de metri, avem un punct în dealul Viei, se numește, care este cel mai înalt punct, de acolo unde ar putea deservi toată comuna cu alimentarea cu apă. Asta este cel mai important. Și alimentarea cu, bine, canalizare, normal, dacă trage apă, e normal să tragi și canalizarea. Și alimentarea cu gaz a comunei. Aici, din nou, este o altă discuție, pentru că în Mărgineni există 18 sonde de gaz care forează, dar acel gaz extras nu se poate folosi direct în centrală. Este nevoie de o filtrare, da, o filtrare și o uscare a lui, ceea ce o fabrică de asta pentru prelucrare a acestui gaz este destul de scump. Dar, în schimb, putem extinde tot prin accesarea fondurilor europene, avem rețeaua la Zănești, undeva la 8 km. Am putea aduce o magistrală la magistrala principală de acolo. Este mai ușor decât de a folosi gazul care se extrage de la noi din comună. Vlad, o să vorbesc eu câteva secunde, pentru că trebuie schimbate niște baterii la un moment dat, că așa e. Apropo de gaz la Mărgineni, țin minte ce proiecte erau de stocare a gazului metan la Mărgineni. Într-un depozit care, culmea, nu ar fi necesitat foarte multe amenajări și nici foarte multe investiții. Și aici cred că domnul Archip ne poate spune că își aduce și el aminte de discuțiile care existau pe vremea aceea. Ar fi pentru comună un lucru extraordinar. Nu mai vorbim de faptul că așezarea comunei, așa cum este ea, ar fi trebuit, de exemplu, în momentul ăsta, că tot auzeam, axa de transport Piatra Neamț, Mărgineni, până la Bacău. De 4 ani de zile, de 6 ani de zile se vorbește de axa asta, nici acum nu au început lucrările. Deci, comuna Mărgineni are capacități pentru dezvoltare. Te rog să continui, s-a rezolvat problema. Da. Deci vorbeam cu gazul, cu magistrala principală. Da, într-adevăr, este acel drum județean, Piatra Neamț, Mărgineni, care se merge la Bacău, la Podul Turcului. Dar nu, n-au început lucrările pe nicio parte. Chiar dacă între localitatea Făurei și Trifești este un drum destul de circulat și ar fi mult mai scurt. Eu am ceva teren arabil la Trifești și de la Mărgineni la Trifești să merg peste deal undeva 15 km. Dar nu pot să merg cu mașina pe acolo. Efectiv o rupi. E dezastru drumul ăla. Și văzusem că și acum vreo două săptămâni spuneau că e spre finalizare. Nu, nici nu au început lucrările. Văzusem într-o postare. Bine, pe Facebook, spre finalizare, mai ales acum, înainte de alegeri. Deci, pe Facebook, până culmea e conceput să miroase și Facebook cu asfalt. nu numai comunele. Da. Și referitor la depozitul de gaz, într-adevăr, structura solului la noi permite să avem cel mai mare depozit natural de gaz din zona noastră. Doar că au fost ceva discuții în anul 2008, au fost și la un moment dat s-au stagnat cu totul și nu s-a... Domnul Archip, ce părere aveți despre perspectivele comunei Mărgineni? Am o părere foarte bună, în primul rând pentru că va fi Vlad de acolo primar acolo. Și omul sfințește locul. Trebuie să dăm crezare acestor vorbe din bătrâni. Într-adevăr, vin legi, vin proiecte, dar depuse în aplicare le pun oamenii. Și el cu energia lui și cu capacitatea de a coaliza în jurul lui comunitatea, sunt sigur că va reuși să-și ducă la îndeplinire proiectele pe care parte dintre ele le-a enumerat aici la dumneavoastră. Legat de gaz, am fost zilele trecute cu Ministrul Economiei la câțiva agenții economici din județul Neamț. Și m-am aflat și eu cu acel prilej de o
premiere la noi în județ, adică la modul că sunt singurii români care mai fac cercetare, dezvoltare pe foraje, la noi, sunt la noi în județ, la Pipirig, Mihoc Oil, forează la 5.000 de metri. Acum, pe ultima sută, să vadă, deci au investit timp de 3 ani de zile, din resurse proprii, și acum dacă lucrurile dacă găsesc acolo gaze, petrol, pot să-și recupereze investiția și să dea în rețea și să avem aici loco gaz metan. Legat de tot de gaz metan, sunt niște proiecte acum la nivel național, însă e vorba de o asociere a mai multor localități care să aibă cel puțin 1000 de beneficiari gazelor. Și ar fi, mă uitam că și în zona de munte așteaptă oamenii gazul natural, mă miram puțin, zic, au lemne aici, populația a îmbătrânit sau știu eu, ceilalți tineri sunt ocupați. E un timp care se pierde și ca și costuri s-ar părea că nu diferă prea mult o încălzire sau bucătărie cu gaz față de lemn. Haideți să spunem așa, lemne mai sunt, da? Dar ele sunt tot mai scumpe. Cu completatul e mai greu în perioada asta, deci să spunem pe aia dreaptă, completatul e mai greu și munca pe care trebuie să o faci, adus, tăiat, aranjat, nu se compară cu te duci, dai drumul la foc și la adică e un alt nivel de confort. Și până la urmă, ăsta e viitorul, trebuie să recunoaștem. Nu mai punem în balanță și faptul că lemnele pot fi folosite altfel. Prelucrate superior decât să le pui pe foc. Să știți că și în domeniul ăsta fabricile de prelucrare, de mobilier, chiar merg foarte bine. Avem Nordarin, avem Valea Țapu, nu știu exact cum, așa. Și la domnul Bont, aș văd că se mișcă lucrurile. Acolo face export mult. Există premize. Asta este important. Și planul ăsta, care este un plan, am înțeles, național de introducerea gazului metan, cred că va avea mai mult succes decât introducerea apei și canalizării. De ce? Eu nu spun că nu e necesară, este foarte necesară și chiar ar trebui să fie. Dar va avea mai mult succes la oameni pentru că îl simt altfel. Deci îl simt altfel decât apa și canalizarea. Mulți spun, domne, hai că apa mă descurc, eu uite că anul ăsta lucrurile nu sunt așa. Da. Te rog, Vlad, să continui cu Mărgineni, cu planuri. Mărgineni, da. Mai avem acolo o fostă stațiune de la Valerea, care... Mai există ceva acolo? Nu. Există ceva hale care nu mai necesită 10-20% intervențiile noi și s-ar putea folosi. Și acea stațiune trebuie să o luăm în administrare, că acum este în administrare, este a stațiunii de la Balotești, dar nu se folosește cu nimic. Sunt impozite de 20 de ani neplătite către primăria Mărgineni și aia trebuie luată în administrarea primăriei și să producă cumva bani. Aduși investitori, făcut silos pentru cereale, cuscătoare, e în afara satului, la 1,5 km de sat, adică se poate face orice acolo. Odată creez locuri de muncă. Mai au și terenuri, nu? Da, au și ceva terenuri, vreo 40 de hectare, așa care sunt, cred că, acum concesionate la un fermier din zonă. Așa. Aduci acolo investitori, dai locuri de muncă și aduci bani la primărie. Și hai să spunem că nu știu cât ar mai fi, dar măcar
o parte din utilități, măcar sunt cum sunt locurile. Locurile, da, stâlpii de lumină, da, cum deci erau înainte, sunt în continuare. Ar fi mai ușor, da, să o folosești ca mică platformă decât să construiești una nouă, probabil, nu știu. Exact, ai, poți să faci o platformă industrială acolo pentru că ai loc. Ea are vreo 10 hectare doar unde sunt construite clădirile, unde sunt betonate, deci e foarte mare. Și poți face orice activitate. Poți face mai multe activități, un cumul, traduci investitori, sunt mai multe. Doar că trebuie prima oară luată în administrarea primăriei și va fi unul din obiectivele mele pentru început de mandat. Sunt salariați parcă acolo, nu? Nu era un bloc în care locuiau? Erau, dar nu mai este nimic. Nu, e paragin tot, s-au dărâmat jumate din blocuri acolo. Nu, e crunt, când mergi pe acolo plângi, e mil. Da. Este o mare problemă. Da, este o mare problemă să nu folosești asemenea oportunități. Și nu înțeleg de ce de atâția ani nu s-a reușit, probabil că e și un imobilism la nivelul stațiunii de la Balotești. În privința asta. Că a încercat mult domnul Culiță Tăreț, Dumnezeu să-l... Da, știu că la vremea aceea, da, încercat. Mult a încercat să o ia și să o pună pe picioare, dar... Da. Acum am înțeles că acum, cred că vreo 3 sau 4 ani, chiar au trimis cei de la Balotești către Consiliul Județean o adresă. Pentru așa și Consiliul Județean către Primăria Mărgineni de a o lua în administrare, dar nu a fost interes. Nu știu exact ce. Deci există disponibilitate. Există disponibilitate din partea celor la Balotești, da. Este o oportunitate care, într-adevăr, poate să creeze ceva în zonă. Da. Poate să creeze ceva în zonă. Da. Și mai avem acolo, tot undeva în spate la stațiunea asta, avem un izvor de apă termală despre care nu vorbește nimeni. Și nici nu s-a gândit nimeni. Cum au făcut cei de la Barticești. Au găsit un izvor și au făcut... un complex cu ceva cu apă termală. Avem care și la Mărgineni. Este de mare succes. Exact. Avem și la Mărgineni. Da. La fel, este se poate de mare face. Succes și asta trebuie să o spunem. Pentru că aducând un investitor sau făcând acolo un centru de spa pentru tratamente, pentru pensionari, decât să se ducă la Barticești sau să se ducă la Covasna, e mult mai ușor ca cei din zona noastră, la Mărgineni, din zona la Piatra Neamț, e mult mai ușor să vină la 20 de kilometri să stea acolo la tratament 10 zile. Foarte asta, interesant, da. Da. Tot în zona aia, iertați-mă, avem Slatine, avem și pe dealurile despre Podoleni. De la Mărgineni și la Podoleni. Avem, deci se pot face niște grădini cu apă sărată. Și o slatină foarte bună, de foarte bună calitate. Da, deci uite, sunt oportunități care pot fi folosite, dar pentru asta, repet, trebuie să poți să urmărești lucrurile și să fii interesat. Da, implicat în dezvoltare. Toate pleacă de la idei. Uite o idee acum care s-a născut acum în... Da. Într-o discuții libere. Chiar nu știam despre acest izvor. Și eu acum aflu, chiar nu știam de acest izvor de la Mărgineni și e interesant. Și ați adus în discuție Barticești. Păi acolo la Barticești, plecând de la această idee, s-a creat aproape un complex. Exact. Și care produce, nu cheltuie. Deci produce și aduce bunăstare. Nu mai spun câți oameni lucrează acolo și sunt niște servicii care nu sunt servicii făcute pentru că te duci și dai cu sapa. Exact. Deci oamenii sunt îndemnați acolo să învețe, să câștige mai bine, că până la urmă ăsta este scopul, să ai bunăstare. Da. Exact. Și în toate proiectele astea și am vorbit și cu domnul președinte Mugur Cosmanciuc și el mă va susține și va susține comunitatea din Mărgineni cu tot ce înseamnă cofinanțări pentru proiecte europene de la Consiliul Județean. Implicarea Consiliului Județean când e nevoie, poate pentru a lua stațiunea Valea Reană în administrare, poate e nevoie de o intervenție la Consiliul Județean. Și cu toate astea mă va susține pentru că eu cred că el va câștiga președinția la Consiliul Județean pentru că avem nevoie de o viziune tânără și deschisă la modernizare și la dezvoltarea județului. Contează foarte mult ca la Consiliul Județean să existe deschidere pentru, pentru cofinanțări, pentru dezvoltare și hai să o spunem pe aia dreaptă, să existe deschidere pentru dezvoltarea fiecărei localități. Exact. Adică nu o dezvoltare pe sărite în funcție de... Ați văzut că politică. Deja s-a făcut dovada că vor fi avute în vedere absolut toate localitățile care prezintă niște proiecte și am înțeles s-a făcut acum s-au distribuit niște sume din fondul de rezervă
absolut către toate comunele, indiferent că erau de la un partid sau de la altul. De fapt, aici este cheia unei administrații făcute pentru oameni. Vezi care sunt nevoile și te duci spre ele. Eu o spun de ani de zile și lucrul se știe, domne, i-au fost primari privilegiați. Tot timpul da. Pentru că au fost alături de putere. Și alții care s-au descurcat cum au putut, dar au făcut și unii dintre ăștia performanță, s-au descurcat cum au putut, au riscat, au încercat să facă lucruri și s-au descurcat. Dar marea majoritate sunt încorsetați de faptul că localitatea nu are posibilitatea să strângă bani ca să participe la investiții. Da, cât de mult ar ajuta acea axă de transport marginală dacă s-ar face? Ar ajuta tot în ideea în care în zona ar veni ceva investitori, având un transport mult mai facil, să investească în anumite afaceri, în industrie, să facă o fabrică pentru a produce ceva și atunci mai creează locuri de muncă, e normal să angajeze oameni din zonă. Cam asta ar fi ce ar ajuta acea axă. Da. Domnul Diaconu, de 30 de ani, spuneți, comuna este condusă de... Da. De partea stângă, da. De zona de stânga. Da. Cum se reflectă asta la nivelul mentalităților acolo? Cum reacționează oamenii când veniți dumneavoastră cu un program nou care pare atractiv? Da. La început, îmi amintesc, înainte de Europarlament, undeva în aprilie anul trecut, prima oară când am început, eram 3-4 tineri, plecam, erau extrem de reticente, efectiv fugeau de noi. Deci eram, băi, ce rău, să ne implicăm chiar aici. Adică, efectiv, din 10 oameni, 8 plecau. Dar ușor, ușor, ei era, nu știu cum zic eu, o teamă de schimbare, teamă de nou. Le se părea cumva normal, băi, ce se întâmplă, nu se poate mai mult. Dar arătându-le, investim foarte mult în informarea cetățenilor. Acum, din 10-11, vin și stau de vorbă cu noi. Își doreau să aibă pe cine susține, pentru că în cel puțin în ultimele 3-4 tururi de alegeri întotdeauna a fost într-o înțelegere între stânga și dreapta. Fiecare ținea câte un partid blocat, nu putea să vină altcineva și era împărțit. Eu ești primar, tu ești vice, tu ești consilier personal, tu ești ei doi consilieri și era o înțelegere, toată lumea era fericită, mai puțin cetățenii. Erau 5-6 familii fericite și restul nu mai conta. Acum nu, sunt primele alegeri la Mărgineni, unde nu există o înțelegere. Nu. Cel mai bun să câștige, fiecare să-și pună programul, ce vrea să facă. Și în program aici să mai sublinez o chestie. În prima zi, cred că de mandat, prima oară le dăm comuna cetățenilor și am spus, prima schimbare care se va vedea comportamentul omului care lucrează în primărie cu cetățeanul care vine la primărie. Adică un cetățean când o să intre în primărie nu o să mai fie întrebat ce cauți aici, cum este întrebat acum. De ce ai venit? Nu. Bună ziua, cu ce vă putem ajuta? Este prima schimbare din prima zi. Nu există așa ceva, o autoritate publică să vorbească așa cu cetățenii. Indiferent, crezi la țară, nu există. Nu există omul să stea cu capul jos în fața primarului sau angajatului primăriei. Nu. Este cetățean și noi suntem în slujba lor. Și suntem plătiți până la urmă de tot ce e cetățean din comună, care își plătește taxele și impozitele. Într-una din emisiunile de săptămâna trecută, rare ori mi se întâmplă să rămân așa blocat într-o emisiune, o doamnă povestea așa. Dom'le, eu mă ocup cu atragerea de investitori. Și m-am dus la mine în comună cu un investitor care căuta teren să deschidă o fabrică pentru asamblarea de automobile electrice. Sună frumos, nu? Foarte frumos. Omul a venit cu garanții, mă rog, astea se verifică. M-am dus la domnul primar, apropo de ce spuneți dumneavoastră. Și domnul primar a spus, niet. Adică ce mă interesează pe mine chestia asta? Avem o treabă. Deci, da. Este o mentalitate. Dumneavoastră știți ce înseamnă, domnul Archip, un investitor care să spună, domnule, vreau să fac o fabrică de asamblare de automobile electrice. Probabil că nu era una de mari dimensiuni, dar este o afacere de viitor.
Și să reacționez așa, mi se pare în afara oricărui reguli de bun simț, dar nu mai vorbim de administrație. E dureros. Dureros să auzim de asemenea cazuri. Dar de asta sunt alegeri, ca să putem să schimbăm mentalități, să schimbăm atitudini, să aducem oameni tineri, noi și carismatici și cu veleități de lider și să facem treabă, să repornim... Care sunt cu cuvintele la ei și cu planurile la ei. Absolut, da, e o încântare să vedem că vine din urmă ceva valoros. Acum, dumneavoastră sunteți unul dintre oamenii care v-am văzut în perioada aceasta în campanie alături de liderii PNL. Spuneți-mi un pic, de ce credeți, v-ați alăturat, înseamnă credeți în acest proiect, de ce credeți în el? Care sunt aturile PNL-ului în acest moment? În primul rând, aș vrea să spun că eu am intrat în PNL în principal din cauza sau datorită domnului Mugur Cosmanciuc. Deci domnul Mugur Cosmanciuc este singurul politician care m-a convins că iubește acest județ, iubește oamenii și pe Dumnezeu și este devotat proiectelor și viziunii pe care o are și a perspectivei care vrea să o dea județului Neamț. Noi ne cunoaștem de mai bine de 5 ani de zile și am reușit să ne simțim, să... Mi-a vorbit foarte mult despre dorința lui de a face din județul Neamț un brand. Așa cum mai sunt câteva județe din țară, dar avem aici vecinul nostru, județul nostru vecin, Suceava, și tot auzim de ținutul Bucovine, de produs în Bucovina. Vrem, este dorința lui și am achesat și eu la ea, de a putea să spunem și noi, după un timp, după ce reușim să ne implementăm proiectele, viziunile, să putem spune produs în Neamț, ținutul Neamțului. Iar PNL-ul cred că vine și cu proiecte, și cu oameni, dar foarte important, foarte, foarte important, este că vine cu un lider. Bine, mai avem și ceilalți lideri, dar vorbim despre el că el este președintele organizației pe județul Neamț. Și am subliniat mai înainte că iubește județul. Să vă dau exemplu cu ce s-a întâmplat cu procesul pierdut în Harghita. În primă instanță. În primă instanță, da. Datorită neimplicării celor care trebuia să se implice. Și vreau să... Cum s-au petrecut lucrurile? A apărut știrea în presă și m-a sunat... Suntem vinovați. M-a sunat Mugur Cosmanciuc. Ce știi de treabă? Păi știu de când eram eu ce mai... Așa... Și că făm legătura cu primarul de Bicalski. Le-am făcut cunoștință, am făcut legătura cu el și a sunat adunarea. Prefect, instituții de cadastru, funcționari din experții din prefectură, nu mai spun, guvern și vă spun și o intimitate acum, și Cotroceni, de unde s-au luat date, sprijin, s-a cerut. Și s-a reușit. Deci el a fost cel care a coagulat toate forțele, împreună cu prefectul, cu, v-am spus, toți cei care trebuiau să se ocupe de această speță. Și ați văzut rezultatul, am reușit să câștigăm și ne-am păstrat granița cu Harghita, acolo unde este acum și unde e normal să rămână. Și asta spun, că este un lider pentru că finalizează lucrurile, încheagă și finalizează, aduce la bun sfârșit un proiect. Asta este Mugur Cosmanciuc, datorită lui am intrat eu în... Legat de proiecte, ați văzut, sunt
vreo 30 de proiecte în programul mare al și al contractului pe care Mauro Cosmanciuc îl va semna cu județul în momentul în care va intra în această funcție de președinte al Consiliului Județean. A venit și Andrei Carabelea pe municipiu cu multe proiecte, dar eu aș vrea să scot în evidență câteva din câteva proiecte care n-au fost destul relevate. Deci am sentimentul că se merge așa liniar, lumea nu reține niște lucruri concrete care se vor face. Și aș vrea să, la nivel de județ, spre exemplu, a subliniat și Ugur Cosmanciuc și Andrei, cred că, de Mocănița. Mulți tineri nu știu ce e Mocănița, cred că. Se gândesc mulți la... Nu știu la ce să fie gândit. Da, deci, el este o locomotivă cu abur, mai mică decât cele pentru un ecartament normal, care trage după aia niște vagoane. Astea au funcționat în toți munții Neamțului pentru a căra lemnul din exploatare la fabricile de prelucrare. Sunt plini munții Neamțului de asemenea linii. Bine, ele au fost... O parte mai există. Și mai există o parte din ele, da, așa este, mai există. Acestea pot fi redate turismului. Și va fi ceva de impact, cum a fost telegondola pentru... Și cum este încă în continuare telegondola pentru Neamț, așa va fi Mocănița, pentru că avem în vedere mai multe trasee. Și numai că le avem în vedere. Noi am și discutat, avem deja expertul. Deci în 1990-1994, un austriac a venit și a concesionat toate traseele și toate mocănițele din țară. Ele au fost manageriate și gestionate de un inginer silvic de aici, din Neamț. Și este prietenul meu. Da? Deci avem numele, toate datele. Păi e bine să-i dăm. Toate datele. Când o să ne apucăm de treabă și o să venim cu toate... Am înțeles. Cele. Deci noi am făcut deja primii pași în acest... Și nu prea e cunoscut. Și de asta am vrut să-l... Deci trasei sunt, ar fi vreo 20-25 km. Piatra Neamț cu Ejdel, Gărcina cu Ejdel. Un traseu care poate să plece din Piatra Neamț, există urmele încă? Da, și păi tocmai acele de trasee vor fi acum refăcute. Da. Spre da. Tarcău, la fel, avem. Deci aici pot fi în două direcții. Mai e Tașca. La Tașca vorbeam cu... Chiar îi spuneam lui doamna primar, doamna, zic, vrem să facem Mocăniță. Și vai, dar ăsta e visul meu. Ăsta e visul meu că ea are trasee acolo în Tașca. Tarcău, Tazlău, deci în multe locuri. Și am putea puncta județul cu acest element de impact pentru un turism rustic. Mai sunt două lucruri care n-au fost, nu știu dacă au fost spuse, cred că tangențial Mugur Cosmanciuc le-a atins. E vorba de două proiecte în municipiu, pe educație și pe învățământ, pe educație și pe sănătate. Aici noi am putea să spunem că suntem co-inițiatori și co-participanți. Este vorba de un spital privat. Există terenul, există proiectul. Am și purces la drum într-o tentativă cu CNI de a finanța, de a da drumul la acest spital. Era vorba de vreo 10 milioane de euro. Nu ne-am încadrat în niște termene, așa că o luăm de la capăt. Spitalul va avea două secții paliative și de recuperare, 110 paturi și cu 25 de specializări ambulatorii și cu medici pregătiți. Noi am vizitat împreună cu ministrul fondurilor europene acest spațiu. După discuțiile pe care le-am avut cu mitropolitul Teofan, pentru că rolul principal va fi al mitropoliei aici,
noi să venim să căutăm resurse și chiar donații. Am discutat deja și pe acest segment cu ADF-ul, spre exemplu, care se va îngriji să pună ferestrele, îi fac, știți, geamuri, da, termopan, da, și sunt oameni de mare calitate. Deci există acest proiect. Există proiect. Și în afară de asta, la Iași avem Spitalul Providența. Translatăm ce se întâmplă la Iași la Neamț. Și pe sănătate și pe educație avem un proiect similar. Cu ce s-a făcut la Iași, ba chiar mai mult. Aici vreau să dau un nume. Năclad Dana este din Piatra Neamț, este managerul Spitalului Providența și își dorește din tot sufletul, alături de noi, de echipa liberală, să-și facă. Dar acum, ea pornind ca un proiect liberal. Deci, ea pornind, în primul rând, păi social, eu, hai să-i spunem. Da, dar din calitatea noastră, a mea și a lui Marius Apopei, sociolog, suntem membri în adunarea eparhială Iași. Și de acolo a venit și Mugur Cosmanciuc, un apropiat al înaltului Teofan, și am primit binecuvântare să ne ocupăm de acest lucru, de spital. Și al doilea lucru proeminent, un complex de învățământ modern, mai modern decât este la Iași, că la Iași este Liceul Varlam Mitropolitu. Grădiniță, școală primară, școală generală, liceu. Asta vrem să facem și la noi. Suntem la nivel de achiziție teren, se lucrează la studiu geotehnic. Va fi ceva și nu va avea profil teologic, foarte important de spus. Dar sperăm noi să conserve ce avem noi mai bun în spiritualitate, în tradiții, în siguranța elevilor și a copiilor care sunt acolo. Vorbeam cu cineva din stafful înaltului Teofan și spunea că primarul Chirica a dorit să-și aducă copiii acolo. Și l-a întrebat, dar de ce l-aduceți aici la noi? Pentru siguranță. Da. Da. Și mai sunt câteva lucruri legate de petrecerea timpului liber, de relaxare, de sport, care o idee este a lui Adrian, a lui Gheorghe, pe Cozlă, să facem niște lucruri acolo. Ar mai fi o zonă de ciclism, promenadă pe balaur, cu traversarea spre drumul Romanului. Dacă știți unde vine, e vorba de jur de 10-15 km, unde se vor putea face multe lucruri. Este o zonă și împădurită și cu coline, o zonă verde, o zonificată, care vrem să o punem la dispoziția pietrenilor. Da, sunt proiecte interesante, proiecte sociale care ar schimba multe lucruri. Și mai e un proiect care am înțeles că stă la sertar și vrem să-l scoatem de acolo și să-l implementăm. O balustradă pietonală din lemn, pornind de la Ștran, pe malul lacului, până spre Caiece încolo, de promenadă. Promenadă, efectiv, da. Promenadă. Să ne întoarcem un pic la margine după aceste proiecte județene, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și să-l rugăm pe domnul Diaconu să adreseze celor care votează la margine și să le transmită un îndemn. Da. Pentru cetățenii din margine am un mesaj, le-am spus și fiecare vorbind în campanie față în față, dar acum și din postura de invitat la dumneavoastră. Showman. Da. Îi rog să voteze cu
gândind la nevoia de schimbare, de modernizare, de curățirea comunei, că este un focar de infecție la orice ieșire din sat, din oricare sat din comună. Nu avem coșuri de gunoi în afară de zona centrală, nu avem coșuri de gunoi pe nicio stradă din Mărgineni, deci mi se pare critică situația. Așa. Și rog și îndemn să voteze cu gândindu-se la nevoia comunei Mărgineni de a ajunge la acel nivel cu comunile europene sau cel puțin din vestul țării noastre pentru început. Că nu putem să ne ducem în vestul Europei. Știu eu câteva comune în vastul lui care arată senzațional. Exact. Da. Și la noi avem comuna Tămășeni, avem comune foarte Cordun, bine dezvoltate. Da, exact, da. Cordun, la fel. Cu piste de biciclete, cu șanțurile betonate, cu trotuare peste tot. Noi nu avem trecere de pietoni în fața școlii. Mărgineni nu avem trecere de pietoni. Adică eu n-am mai văzut școală fără trecere de pietoni. Nu avem o alveolă unde se intre microbuzul școlii, în fața școlii. Se dau toți în stradă. Deci, sunt chestii care se pot face cu bani puțini. Nu e nevoie de mari proiecte. E nevoie doar de gospodărire a comunii, a primăriei. Da. Vă dorim succes în demersul dumneavoastră și încheiem cu domnul Marius Archip. 27 septembrie. Mihai Archip, trebuie să-mi dați un Mihai, vă scuzați. O să dau, nu miel, eu nu mănânc miel, dau un pește, vă dau. Cu mare drag, îl dau de la mine. Vă rog că pe 27 septembrie va fi ziua decisivă a votului. Ce ne transmite un fost prefect? Ce transmite un fost prefect alegătorilor din Neamț? Alegătorilor din Neamț le îndemn să îndrăznească să meargă pe cartea câștigătoare. Pentru că poate nu iubesc unii oameni din zona aceasta liberală sau știu anumite lucruri din această zonă, dar măcar sau ar putea să o facă din interes. Avem un interes practic, pentru că dacă vor merge pe cartea câștigătoare, PNL, Mugur Cosmanciuc, Andrei Carabelea, Leonarda Chiriloaela, ea și toți primarii din zona liberală, va fi drumul deschis spre resurse, spre colaborare cu guvernul, cu președinția, cu instituțiile, pentru că trebuie să vorbim deschis, este o realitate. Totuși, altfel decur lucrurile când ești la putere. Și îndemn să meargă pe cartea câștigătoare, pentru că celelalte, sigur, ar fi un blocaj la nivelul județului dacă, Doamne ferește, se întâmplă altceva și nu este... Un mesaj din pragmatism extrem. Aveți în multe privințe dreptate când spuneți aceste lucruri. Ne oprim aici cu emisiunea. Vă mulțumesc pentru participare. Mă bucur când văd tineri că încearcă să schimbe ceva și cred că aveți același sentiment ca și mine. Absolut. Mă bucur și eu că l-am descoperit. Vă dorim succes și așa cum dorim tuturor competitorilor în această campanie electorală. Și, oameni buni, ne vedem mâine dimineață cu altă cafea. Sperăm să fie cel puțin la fel de consistentă ca și cea de astăzi. Mulțumim pentru invitație.